Așa este, a fost și aici agitație, acum este însă un moment de respiro și au adus cu ei protestatarii foarte multe lozinci, desigur, un întreg arsenal, puteți să vedeți și dumneavoastră, au venit în imagine, au venit cu steaguri, bannere și am văzut foarte mulți oameni veniți din teritoriu, sunt susținători ai Partidului Național Liberal, dar și susținători ai Uniunii Salvați România. Am văzut din Deva, Constanța, Ialomița și și-au făcut pancarde pentru a putea fi recunoscuți. Nu știu dacă se și contabilizează acest lucru. Vor rămâne aici protestatarii, spuneau ei, până după ce vor afla rezultatul votului, urmând ca apoi să plece către Piața Victoriei și vor face un popas la Piața Unirii. Au fost, e drept, și incidente minore. Vreo 30 de protestatari au vrut să participe și ei la vot, să vadă cum se desfășoară acest vot. Desigur, fără să aibă vreo invitație din partea vreunui partid politic sau să fi făcut ei ceva în acest sens, astfel că nu li s-a permis și s-au întors în mulțime la colț. La un moment dat, la colțul Parlamentului, am văzut și câțiva susținători ai Partidului Social Democrat, însă jandarmii, desigur, au intervenit și nu i-au lăsat să se apropie de mulțimea care, iată, a venit să susțină opoziția. Sperăm ca marșul protestatarilor să fie lipsit de incidente. Rămâneți pe Antena 3, vom reveni cu detalii.